distanțat fiecare. E bine că suntem în țara aceasta, e bine că ne lăudăm, că ducem bine, dar prin lucrul acesta ne-am depărtat unii de alții. Fiecare ne vedem de ale noastre, fiecare nu ne mai ducem la vecinul să mai împrumutăm. Când eram copii mici, mai împrumutam copii la unul care avea mai mult, eram mai săraci. Și sărăcia aia de România ne-a ajutat să fim mai apropiați unii de alții. Acum avem fiecare carte de credit, ne băgăm acolo în datorii, nu mai știe nimeni vecinul nostru ce avem acolo, ne judecăm singuri, vorbim singuri. Ați văzut că vorbim, și eu vorbesc singur de multe ori și nu-i bine nici așa. Haideți cu toți să cântăm această cântare. E bine că suntem aici, dar haideți să ne apropiem unii de ceilalți. Și aici mai sunt între noi năcăjiți. Dacă chiar vă interesează, când ieșim afară să mă întrebați. Și sunteți și între noi aici oameni care nu sunt chiar atât de investuați. Haideți să fim mai apropiați unii de ceilalți. Haideți să ne rugăm unii pentru ceilalți. Copiii care, familii care sunt copii mai mulți, nu ușor. Dumnezeu să ne dea înțelepciune la toți. Care am trecut și avem copii mai mari, știm. Și aici, în țara aceasta, am mers pe autorută și mă rugam Domnului să ajung să... că s-a prinsă să bec cu roșu și nu aveam bani în buzunar. Aici, în țara asta, nu mi-e rușine să o spun. Acum, mulțumesc Domnului, am ieșit un pic pe mal, dar am avut zile când mă suna soția să iau o pungă cu lapte și m-am dus să iau și când m-am dus la casă, știam eu că mai am ceva acolo mărunț în cont și mi-a refuzat cardul și am pus punga înapoi și am plecat spre casă. Să nu credeți că chiar și aici suntem așa de... Sunt situații, nu sunt mereu, mulțumim Domnului că... Dar sunt situații când am mai auzit și la alții. Vin clipe că așa ne îngăduie Domnul și aici, dar Domnul să ne dea înțelepciune, să ne dea pricepere. Nu vreau să fiu anti... Dar vreau să spun că simt. Am găsit om cu cravată în mijlocul intersecției, rămăsese în pană de benzină și era rușine să spună plângea. Și acolo, din puținul meu, am zis, bă, dacă omul ăsta, eu rămăsesem și eu prin România în pană așa și acum nu mai puteam să-l judec. Sunt situații, Dumnezeu le îngăduie, dar Domnul să ne ajute să avem în toate lucrurile înțelepciune, să fim simțitori unii cu alții și atunci, cu siguranță, și copiii noștri au fi la fel. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Haideți cu toții să cântăm această cântare și cu instrumentele să slăvim pe toți pe Dumnezeu. Mai presus de orice de credință de avânt, de orice dar care biruie firea, mai presus de minuni, de
poate.